Săptămâna viitoare începe festivalul Never See. Pe scena principală îi vei vedea pe artiștii preferați. Evenimentul va avea loc între 6 și 9 iulie pe plaja Never See Beach din Constanța și mă bucur să o avem alături astăzi de noi pe Ioana Cheregi, este PR manager Untold Never See, alături de noi live pe Facebook, pe pagina de Facebook Radio România Regional și bineînțeles live în toată țara. Sper că avem legătura acum. Bună dimineața, Ioana, ne auzim? Bună dimineața, sper că ne auzim, eu vă aud foarte bine și te și văd. Și eu mă bucur, eu încă nu te văd, dar am să te văd mai apoi, să știi, Ioana. Mă bucur că vorbim despre evenimentul care va avea loc săptămâna viitoare. Din ce mi-știu eu, din ce mi-aduc aminte când urmăream evenimentul așa direct de la Constanța, dacă mă plimbam acum prin Constanța, acolo, în zona modern, vedeam toată agitația așa de sus, de undeva, toate pregătirile care au loc în această perioadă pentru festival. Cum sunteți cu pregătirile? Păi și dacă te duci acum în plimbare tot prin acea zonă, o să vezi că la fel furnicuțele noastre harnice muncesc pentru construirea festivalului, a scenelor, e agitație mare acolo, nici eu n-am ajuns încă la Constanța, o să ajung abia luni. A început construcția scenei principale, care este aproape gata. Se construiesc și celelalte scene, toată lumea muncește, ne pregătim destul de puternic pentru că interesul fanilor față de ediția de anul trecut este aproape dublu, așa că abia așteptăm să fie ziua de joi, să ne reîntâlnim și cu fanii festivalului și cu artiștii care sunt nerăbdători să ajungă la Constanța. Și cred că o să fie o ediție aniversară, pentru că este a cincea ediție Never See, absolut senzațională. Nici nu știu când a trecut timpul de la prima ediție a Never See, când veneați așa la malul mării după câteva ediții de Untold, având cu siguranță experiența acestor festivaluri, dar într-un alt spațiu, într-un alt loc, diferit față de Cluj, pe malul mării, unde știu că ați luat toate măsurile ca să vă organizați așa conform spațiului. Hai să vorbim despre line-up-ul din acest an, pentru că cei care au cumpărat bilete abia așteaptă să-i vadă pe favoriții din festival. Da, într-adevăr, în acest an îl avem pe J Balvin, ca și nume de afiș, J Balvin care a fost prezent anul trecut și la Untold, dar care în momentul în care am arătat un after movie de la Never See a zis: mamă, trebuie să ajung și pe malul Mării Negre, nu se poate, adică vreau și pe plajă. Și și-a dorit foarte mult să vină și la Never See. El pregătește un show special și cu foarte multe piese noi pe care nu le-a lansat. El a făcut o pauză în ultima perioadă și acum vine cu un show special pregătit pentru Never See. Este așteptat, foarte așteptat, și CK, care are acea melodie care efectiv se aude peste tot, oriunde pui, pe orice radio, pe orice platformă de streaming, este all over. De altfel sunt așteptați și DJ-ii, Don Diablo, Timmy Trumpet, care deja e o tradiție pentru Never See, Steve Aoki, care în acest an a pregătit, și vouă vă zic în premieră asta, nu 13 torturi, 20 de torturi pentru fanii festivalului. Deci va fi o adevărată prăjitureală, ca să spun așa. Exact, va fi o petrecere cu foarte multe torturi. De altfel, lumea îl așteaptă și pe Don Diablo și pe Alok, care este DJ-ul numărul 4 în lume și care vine pentru prima dată la Never See. El a mai fost la Untold. Și mulți, mulți alții pe care puteți să-i regăsiți pe neversee.com. Și de altfel tot pe neversee.com, mă scuzați, a venit un copil în cadru. O salutăm! E și fetița mea lângă mine, pentru că zilele astea a venit cu mine la birou. Așteaptă și ea Never See-ul. Și la fel toți cei care nu și-au luat încă un abonament la Never See, acestea se mai pot găsi pe neversee.com. Eu știu că în fiecare an în festival sunt tot felul de activități și experiențe de care cei care ajung acolo, festivalierii, cum le spunem noi în ultima perioadă, se pot bucura, de la activități de reciclare până la, nu știu, tot felul de concursuri. Cum va fi anul acesta? Pentru că aveți obiceiul așa să aduceți tot felul de surprize an de an.
Păi avem în acest an avem zona de fashion, de exemplu, din festival, care este o să fie mult mai extinsă ca în anii trecuți. Aici doamnele și domnișoarele se pot pregăti cu outfit pentru festival, se pot machia, își pot face anumite codițe, împletituri, tatuaje și pot găsi chiar și outfit-uri de festival. O să avem jocuri pe plajă, o să poată să facă oamenii și plajă dacă își doresc în timpul zilei. Și foarte important, o informație care cred că e foarte important să o spun, este că în acest an festivalul se deschide la ora 16, nu la ora 14 cum era până acum, ca să se mai lase puțin căldura și să fie mai spre seară, așa, să nu ne fie foarte cald. Activările partenerilor comerciali sunt diverse și nu vreau să le spun aici pentru că vreau să fie pregătiți și surprinși fanii când vor intra în festival. Veți găsi jocuri pe plajă, tot felul de experiențe, VR, dans. Emil Rengle vine cu un dans, Ecstatic Dance. Este o premieră pentru un festival în România. Această activare nu a mai fost făcută nicăieri, în schimb este foarte întâlnită la festivalurile mari din afară. Deci dacă vreți să vă întâlniți cu Emil Rengle și echipa lui, sunteți așteptați la activarea lor din fiecare zi de la ora 17 în fața scenei Daydreaming. Și multe, multe, multe alte jocuri și surprize pe care le pregătim pentru fanii festivalului în festival, dar și cu artiștii. Și cu artiștii. Și apropo de artiști, pe lângă artiștii internaționali pe care i-ai menționat puțin mai devreme, unii dintre ei venind la Altold și-au dorit să vină și la Never See. Așa s-a întâmplat cu foarte mulți dintre ei. S-au îndrăgostit de Cluj și de atmosfera de acolo și au hotărât să vină și la mare. Steve Aoki, cred că este pentru a treia oară în festival, dacă nu mă înșel, sau chiar a patra. Eu o să vă zic încă un secret, ca să vezi câte secrete zic aici la tine. Este mult mai atașat de festivalul Never See decât de Untold. Și cred că s-a întâmplat asta și cu alți artiști, din ce știu, tot din poveștile voastre. Da, el iubește un pic mai mult Never See, iubește ambele festivaluri, dar parcă s-a atașat așa, îi place mai mult vibe-ul de mare. Și cumva fiecare an vine chiar mai repede cu o zi să stea, să se obișnuiască cu plaja, cu locul și efectiv am simțit încă de anul trecut că e un pic mai nevărțit decât am tolt el așa. Pe lângă artiștii internaționali, Ioana, sunt și artiști români care vor veni acolo, pe care îi vom asculta, de la Nicole Cherry, Grasso, XXL sau Spike. Vreau să vorbim un pic despre regulile de acces, dacă s-a schimbat ceva și festivalierii ar trebui să știe. Înțeleg că ora de acces în perimetrul festivalului pe plajă s-a schimbat de la 14 la 16, să se mai ducă un pic din căldură. Dacă mai sunt și alte noutăți pe care cei care ajung acolo ar trebui să le știe, știu că voi aveți toate informațiile puse pe site, dar cumva dacă le mai menționăm încă o dată, nu cred că strică. Păi, ideea este că toate aceste informații, cu toate aceste informații, cu regulile de acces, cu sistemul de plată în festival, cu transportul în comun, vom ieși undeva săptămâna viitoare luni, cu toate comunicările de presă. În mare parte, în afară de ora de intrare în festival, nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Vom ieși cu toate aceste informații săptămâna viitoare, la începutul săptămânii. Și în plus, fanii festivalului pot găsi și regulamentul pe site-ul Never See. Vom avea și multe comunicări în social media, tocmai ca să fie experiența de festival una cât mai plăcută, să nu stea lumea la cozi, să fie totul să decurcă foarte lin pentru ei, pentru că pentru noi ca și organizatori, experiența de festival începe de la intrarea în festival până pleacă ei acasă. Este un festival care pune Constanța pe harta festivalurilor internaționale, de care, cum spuneam un pic mai devreme, e aglomerat în Constanța, va fi aglomerat în Constanța în perioada următoare, locuri de cazare nu prea mai sunt, traficul va fi reorganizat, turiști internaționali din alte țări vor veni în Constanța în perioada următoare să se bucure de această atmosferă de festival. Practic vor fi 4 zile
zile și 4 nopți, în care cei care sunt, vor fi acolo, se vor bucura de muzica preferată, pentru că, așa cum spuneai puțin mai devreme, pe lângă scena principală, vor fi și alte scene cu genuri diferite de muzică, astfel încât să... Vreau să te întrerup, pentru că, uite, mi-a ridicat mingea la fileu și vreau să spun că în acest an vom avea 3 scene noi, și anume scena latino, scena balcanică, sau balcaneada, cum îi spunem noi, și scena retro. Deci avem pentru toate gusturile muzică în festival și sunt sigură că vor avea un foarte, foarte mare succes. Ioana, eu îți mulțumesc pentru că am fost astăzi împreună în De 10 ori România și cumva am vorbit despre ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. Voi veți reveni cu toate detaliile pentru cei care participă în festival. Noi vă urmărim și cu siguranță vom transmite și noi despre asta la radio, astfel încât publicul să fie informat. Și pentru că vorbeam despre artiștii invitați în festival, eu știu că vor veni și Lost Frequencies, nu-i așa? Da, bine, și Lost Frequencies, da. Așa, motiv pentru care aș vrea să-i ascultăm acum în De 10 ori România și pentru că mă gândesc cumva și la Antol, să știi că am pregătit și Imagine Dragons mai apoi, o să ascultăm Bones. Mulțumim mult pentru sprijin și vă așteptăm la festivaluri. Cu mare drag vom vorbi și într-o altă ediție De 10 ori România vom vorbi și despre festivalul Antold. Mulțumesc, Ioana Cheregi, PR manager Antold, ne vor see Lost Frequencies, Ellie Duhi, acum Back to You pe frecvențele Radio România Regional.